Bună ziua! Am avut, cum știți, o reuniune a Biroului Politic Central al Partidului Național Liberal pentru a discuta situația politică și evenimentele acestei zile, pentru că nu e așa, România are un nou guvern. Partidul Național Liberal a inițiat împreună cu partenerii săi acum un an și vreo 3 zile Constituirea Uniunii Social-Liberale. Este un proiect pe care Partidul Național Liberal l-a inițiat și îl dezvoltă cu toată buna credință și cu toată convingerea că el este un proiect necesar societății românești, un proiect necesar vieții politice românești și un proiect câștigător. Astăzi, mai mult ca oricând, cred că vedem cu toții de ce este nevoie și câtă nevoie este de Uniunea Social-Liberală, de unitatea ei, de fermitatea ei și de dedicația pe care, în raport cu interesele și aspirațiile celor pe care vrea să-i reprezinte, trebuie să o dovedească. Uniunea Social-Liberală s-a format pentru a lupta împotriva regimului Băsescu și pentru a înlătura pe cale democratică regimul Băsescu. Pentru că regimul Băsescu, cu toate guvernele sale, numeroasele guverne Boc și, în convingerea noastră, guvernul Ungurean, reprezintă incompetență, corupție, tendințe autoritare, lipsă de dialog, inadecvare la toate marile probleme cu care societatea românească și România trebuie să facă față, trebuie să răspundă. Partidul Național Liberal a spus clar, așa cum a spus și Uniunea Social Liberală, că guvernul investit astăzi este în fond ilegitim, este nereprezentativ și că nu reprezintă o soluție la marile probleme ale României, cum spuneam, și la protestele care au loc de o bună bucată de vreme la vedere în societatea românească. Este un guvern nereprezentativ nu doar pentru că opoziția nu s-a prezentat sub nicio formă la investirea sa. Este un guvern mai puțin reprezentativ chiar decât guvernul Boc la investire, din cauza că, în fond, cine a dat astăzi voturile pentru ca acest guvern, în legătură cu care n-a existat niciun dialog real, nici cu opoziția, nici cu strada, nici cu societatea civilă, să fie investit? Grupurile sau reprezentanții grupurilor minorităților naționale, care, cu tot respectul, nu reprezintă mai mult de 1% din populația României. Eternul UDMR, care reprezintă, știți bine cât, în jur de 6% din populația și din electoratul României. Un UNPR, care nu reprezintă pe nimeni în acest Parlament, nu a fost votat de mine vreodată. Un Partid Democrat Liberal, care, conform celor mai optimiste sondaje, nu depășește 15%. Un guvern care a trecut cu 4 sau 5 voturi, între care 3 ale unor oameni condamnați penal definitiv. Îi cunoașteți, n-are rost să-i mai amintesc. Un guvern care nu reprezintă altceva, indiferent cine l-ar fi condus și indiferent cine îl compune, decât încă o lucrătură, încă o făcătură a regimului Traian Băsescu, pentru a încerca să evite momentul de confruntare cu ampla nemulțumire populară, pentru a încerca să evite sau măcar să amâne verdictul democratic la care cetățenii României au drept. Iată de ce parlamentarii Partidului Național Liberal nu au participat la
lucrările comisiilor de audiere a candidaților de miniștri, la ședința dedicată investirii guvernului astăzi în plen. Pentru noi, nicio speranță și nicio formă de colaborare cu acest guvern nu poate fi posibilă datorită lipsei sale de legitimitate. Rămânem ferm convinși că alegerile anticipate ar fi reprezentat și ar reprezenta în continuare singura soluție sănătoasă, durabilă și democratică pentru criza politică a României. Sigur că astăzi această majoritate nereprezentativă, cum am descris-o, mobilizată cu toate forțele terestre, aeriene și navale pe care Partidul Stat același le-a avut la dispoziție, a investit-o astăzi, sigur că guvernul acesta poate să asume la nivel declarativ, ca și guvernul Boc, ca și președintele Băsescu în repetate rânduri, cele mai frumoase intenții. Nu cred că ne permitem luxul de a fi naivi. Nu cred că ne permitem atâta vreme cât dorim să reprezentăm milioanele de oameni căituiți, chinuiți, batjocoriți, sărăciți, nedreptățiți, umiliți ai României, nu cred că ne permitem luxul să fim naivi sau să facem pe naivi. România și guvernarea României n-au nevoie de declarații frumoase pe care toți le putem face și pe care toți le-au făcut. România și guvernarea României au nevoie de o prezentare în fața alegătorilor, au nevoie de un nou început care nu poate fi astăzi cu votul a 3 condamnați și cu o majoritate numărată pe calculatoarele performante ale știm noi cui. România are nevoie de o putere politică validată, legitimată, îndrituită să scoată țara din criză de către singura sursă legitimă a puterii în democrație și anume electoratul, poporul, cetățenii, putem să spunem cum vrem, dar știm foarte bine cu toții despre cine este vorba. Uniunea Social Liberală are obligația și misiunea de a reprezenta acești oameni care nu pot fi păcăliți cu soluția de astăzi, care nu pot vedea în domnii foști consilieri, secretari, secretari de stat, ai vechilor miniștri, un guvern nou, care nu pot vedea în premierul actual, intelectualul, șeful de serviciu, fostul ministru de serviciu secret, fostul ministru de externe, ci omul pe care Traian Băsescu îl folosește din nou pentru a câștiga timp, pentru a menține exact aceeași coaliție la putere, exact aceiași oameni, exact aceleași contracte, exact aceleași dosare, exact aceleași interese. Sigur că ne putem imagina sau uneori poate chiar juca de acum ar fi dacă lucrurile ar fi altfel. Ne putem juca de cum am vorbit noi dacă am fi în Parlamentul Angliei. Cum am vorbit noi dacă am fi într-un Parlament al României în care ne-am confrunta cu Traian Băsescu și cu oamenii lui, ci cu niște adversari politici la fel de legitimi, la fel de onești, la fel de respectoși față de regulile jocului democratic și față de exigențele minime ale unei vieți democratice. Nu suntem în această situație și oricâte bune intenții ar putea să fie în spatele unor astfel de exerciții retorice, nu credem că de ele este nevoie acum. Acum este nevoie de unitatea tuturor celor care nu sunt în solda lui Traian Băsescu, nu sunt în solda instituțiilor care îl țin la putere pe Traian Băsescu, nu sunt în serviciul altcuiva decât al alegătorilor României, în numele cărora a venit în Parlament și în numele cărora
va dori să mai intre o dată în Parlament, să obțină majoritate legitimă și să guverneze această țară. Partidul Național Liberal este hotărât cu responsabilitate, cu fermitate, fără jumătăți de măsură, fără ezitări, să își facă datoria. Avem toată încrederea că partenerii noștri de alianță, partenerii din Uniunea Social-Liberală, gândesc la fel, simt la fel, sunt hotărâți să facă la fel. Apelul meu, în numele tuturor colegilor din conducerea Partidului Național Liberal, către toți membrii partidului nostru, către toți simpatizanții noștri, către partenerii noștri de alianță, în care avem în continuare deplină încredere și față de care ne comportăm cu maximă onestitate, este acesta. De a nu uita nicio secundă cu cine ne batem, pentru cine ne batem și cu ce mijloace ne batem. Ne batem împotriva regimului Băsescu, indiferent câte guverne la mâna a doua, a treia, pretins noi nouțe ar mai face. Ne batem pentru oamenii care vor un alt mod de a fi guvernată România și alți oameni care să guverneze România și ne batem cu mijloacele democratice care includ și mijloacele diplomatice, dar nu se reduc niciodată la acestea. Dacă sunt întrebări, vă rog să le puneți și eu voi încerca să vă răspund. Cristina Caliu, B1 TV. Bună ziua, domnule președinte. Bună ziua. Discursul de astăzi din Parlament al lui Victor Ponta a încălcat cu ceva principiile USL sau a deranjat liberalii cu ceva? Noi am convenit că nu participăm la investirea acestui guvern, care este un guvern al lor, dintre ei, pentru ei. Mă refer la pedeliști, acum parafrazând un vechi slogan electoral al altora. Ei și-au făcut un guvern în țară cu aceleași majorități, cu oameni care nici n-au ieșit din clădirea ministerelor. Știm foarte bine, nu mai reiau. Cine sunt oamenii respectivi? Care e simbolistica acestei puteri? Ca atare n-am participat la investire. Noi, liberalii, am hotărât să nu participăm deloc. Pentru că, așa cum au discutat, așa cum au construit acest guvern, adică singuri, fără opoziție, fără societate civilă, fără vreun dialog cu protestatarii, care totuși nici nu sunt atât de mulți. Până la urmă poți vorbi cu toți dacă spui ambiția. Așa cum aduci deputați de prin țară cu avioane, cu căruțe motorizate, cu motociclete, păi poți să-i strigi pe oamenii într-o sală. Până la urmă rădai în ceai și vorbești cu ei. Deci așa cum au construit guvernul, așa să și-l investească. Exact ca la Marea Adunare Națională pe vremuri, în unanimități, în discurs de început și de sfârșit al primului ministru, ei vorbesc, ei aud. Colegii din PSD și din PC au fost de acord, împreună am luat această decizie. Domnul Victor Ponta a considerat și este dreptul domniei sale, e un procedeu cum se poate de corect, democratic, că ar fi mai bine să mergem totuși noi, președinții partidelor, și să spunem acest punct de vedere în Parlament. Opinia noastră a liberalilor a fost alta, pentru că totuși opțiunea domnului Ponta sau a PSD-ului mi s-a părut a fi la fel de legitimă. Dacă tot domnul Ponta era hotărât să meargă, l-am rugat să vorbească, având în vedere că era limpede poziția noastră politică în numele Uniunii Social-Liberale. N-am vorbit nici despre 15 condiții, nici despre 5 condiții, nici despre o condiție și jumătate. Nu ne potrivim, dacă vreți, stilistic cu suflul nou al discursului domniei sale, prin care îi ia de noi, sau îi ia de buni, pe membrii cabinetului Ungureanu, dar am văzut că însuși domnul Ponta a făcut niște precizări ulterioare și cred că fondul poziției noastre politice rămâne comun. N-am niciun fel de îndoială că Partidul Social Democrat, ca și Partidul Conservator, sunt pe aceeași poziție de fond acum și vor fi în viitor, ca și noi, Partidul Național Liberal. Dacă mai permiteți o întrebare. Cum să nu? Până la urmă, invitația la dialog din partea premierului.
o veți accepta ca și USL? Eu cred că n-are niciun rost să mai vorbim în țara lui Băsescu despre vorbe frumoase. Invitații la dialog în general, invitații platonice, știe premierul ce vreau să spun, nu fac sens în politică. În politică ai sau nu ai un dialog cu cineva. Cu prilejul consultărilor pe care președintele le-a avut 15 minute, 15 secunde, cât l-a avut cu noi, nu ne-a spus o secundă nici numele celui pe care dorește să-l desemneze, să formeze un cabinet, nici vreun element din programul acestui cabinet, mă rog, convențiile democrației, nimic. După ce a fost desemnat, premierul actual, domnul Ungureanu, nu a dorit să aibă nicio discuție cu altcineva decât PDL, UDMR, UNPR, minorități și penali. Cu noi nu a dorit un dialog, este dreptul domniei sale, nu-l obliga vreo lege, dar despre ce dialog vorbim? În politică există dialog concret atunci când există. Discursuri despre dialog pot fi frumoase, pot fi chiar convingătoare, dar relevanță în ordine practică, pragmatică, politică, nu au. Avem un discurs despre dialog. Avem chiar două astăzi. Dar nu avem un demers concret de dialog. Lucian Gheorghiu, Cotidianul. Ieri, 10 miniștri la audieri nu au primit rapoarte, ci așa zise recomandări. Noi nu avem în regulamentul Parlamentului aceste recomandări. Spuneți-mi dacă pe linie de USL veți încerca un contratac juridic la această procedură. Cred că s-au și inițiat în sensul acesta demersuri. Oricum, noi discutaserăm încă de ieri, pentru că în fond, între lectura noastră și din câte înțeleg a dumneavoastră, a regulamentului și lectura pe care astăzi Vasile Blaga a dat-o de pe scaunul său înalt, cred că, până la urmă, doar Curtea Constituțională ne poate lămuri. Din punctul nostru de vedere, nu e în ordine nici din punct de vedere regulamentar ce s-a întâmplat. Dincolo însă de litera legii, care vom vedea cum va fi interpretată, rămâne fondul problemei. Adică acest guvern este, dacă nu mă înșeală memoria, primul guvern al României investit în felul acesta. Nu de parlament în întregul său, la nivelul comisiilor sau la nivelul plenului, ci de un grup de oameni cu calitatea de parlamentari care, întâmplător, aritmetic, satisfăceau condiția de investire. Ceea ce e cu totul altceva decât Parlament, în înțelesul său de organism sănătos, care are două părți, putere și opoziție. Încă o întrebare, dacă mai permiteți, domnule președinte. B1 e curios. Da. Este adevărat că, înainte de această întâlnire a conducerii centrale a PNL, ați avut o întâlnire cu Victor Ponta și cu Daniel Constantin la Grifco? Eu am schimbat câteva vorbe destul de repede, pentru că aveam acolo oricum o întâlnire cu domnul președinte Daniel Constantin, prevăzută dinainte și cu alt subiect. Am trecut pe acolo pentru a amâna întâlnirea respectivă. A venit și domnul Ponta și am schimbat practic câteva cuvinte, dar foarte, foarte scurt. Nu pot spune că a fost o discuție. Puteți să ne spuneți dacă a participat și Dan Voiculescu la această întâlnire și despre ce ați discutat și cu domnul Ponta? Da, era o chestiune legată. Noi aveam oricum pentru astăzi. Și în timpul trecut aveam pentru astăzi, dacă nu o să mai apucăm astăzi, probabil mâine, de început niște discuții, pentru că avem foarte multă treabă de natură organizatorică în USL, în privința stabilirii candidaților pentru locale, în privința stabilirii sau, mai bine zis, armonizării, conjugării unor programe de guvernare. Într-o sumedenie de alte privințe de natură practică, și ăsta era subiectul întâlnirii care ar fi trebuit să aibă loc și care va avea loc, dacă nu azi, mâine, în zilele următoare. Avem foarte mult de lucru, pentru că totuși suntem în anul electoral și calendarul, oricât de greu i-ar veni să creadă și domnului Băsescu și altora, chiar și meu colegi de-ai dumneavoastră, timpul trece. Constantin Protv,
Aveți ceva să-i reproșați domnului Victor Ponta în urma discursului de astăzi din Parlament? Noi nu ne bazăm relația, activitatea nici în Partidul Național Liberal, nici în USL pe reproșuri. Pentru noi este importantă încrederea. Pot să fie nuanțe, pot să fie explicații. Cum am văzut, repet, domnul Ponta a și dat niște explicații. Important este să mergem pe direcția pe care ne-am angajat că mergem. Să nu ne rătăcim. Deci nu e vorba aici de reproșuri, pentru că noi suntem într-un război, suntem aliați, suntem umăr la umăr. Nu sunt întotdeauna într-un război situații confortabile, dar într-un război cu aliatul tău ești camarad și a la guerre cum a la guerre. Cristian Andrei Gându. Nu avem timp, adică, de reproș. V-a simțit reprezentat de discursul din Parlament al domnului Victor Ponta? Nu. Mulțumesc. Nu, dar trebuie să fiu cinstit și să spun că ăsta nu-i deloc un motiv de tensiuni în USL. Poate că au fost momente când domnul Victor Ponta sau altcineva nu s-a simțit reprezentat de un discurs al meu. Sunt, până la urmă, personalități diverse, nu numai partide diferite. S-ar putea ca nici, n-am constatat, da, s-ar putea ca nici pe alți liberali să nu-i fi reprezentat. S-ar putea ca pe unii liberali să-i fi reprezentat, ca pe unii din PSD să nu-i fi reprezentat. Nu are importanță. Importantă este, repet, strategia și acțiunea, direcția acțiunei politice. Și în sensul acesta, cred, mai mult ca oricând, că USL-ul are nevoie de unitate, că singura șansă, dacă ea există, a acestei puteri, oricât coafate, nu e decât una, și anume ruperea USL, și de aceea acest lucru nu se va întâmpla, atâta vreme că sunt absolut convins că în Uniunea Social-Liberală, în toate partidele ei, la București și în toată țara, sunt oameni onești și inteligenți. Așa o întrebare, Daniela Lifte, Prima TV. Ce se întâmplă dacă veți contesta noul guvern la Curtea Constituțională? Vor rămâne foștii miniștri dacă veți câștiga? Sincer, nu știu să vă spun tot hățișul ăsta juridic. Pentru mine mai important este aspectul de fond. Până la urmă, noi avem, odată cu construirea, inventarea, construirea și investirea guvernului ungureanu, și acum, repet, nu mă refer la persoana primului ministru, mă refer la toată făcătura, la tot guvernul, avem, în opinia noastră, nu un pas către deblocarea situației, către detensionarea tensiunilor majore acumulate în societatea românească, nu doar pe scena politică, către dialogul despre care vorbim, care mai de care mai diplomat. Nu eu, avem cine. Eu cred că prin această manevră, dimpotrivă, puterea, majoritatea ei așa cum e, a făcut un pas înapoi. A fugit cu un pas de societate, de proteste, de marile probleme pe care, în fond, acești oameni le ridică. Sigur, dacă mâine, începând de mâine, aș vedea și ar vedea toți oamenii nemulțumiți din țara asta că ceva esențial se schimbă, nimeni nu ar spune că nu e bine. Numai că suntem nu în domeniul ficțiunii, nu în domeniul miracolului religios, ci în domeniul politicii, în regatul posibilului. Și aici datoria noastră este să vorbim pragmatic în regimul posibil. Că așa sigur s-ar putea. Știți ce s-a întâmplat? Cu Saul din Tars, care a devenit apostolul Pavel. S-ar putea ca mâine să pogoare un duc și Traian Băsescu să devină un fel de Havel. Ar putea să-mi pară mie rău? Cât aș fi de fericit? Pot eu să lucrez cu asemenea ipoteze în calitate de lider politic, în calitate de partid politic, în calitate de Uniune? Eu cred că nu. În politică faci ce poți ca om. Restul, dacă face, face Domnul. Dumnezeu. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc frumos.